Au trecut 14 ani de la tragedia produsă în subteranul minei Petrila. În data de 15 noiembrie 2008, două explozii succesive au curmat viața 13 mineri și salvatori mineri, iar alți 15 ortaci au fost răniți în urma deflagrațiilor. În ziua accidentului, sirenele au sunat prelung la Petrila, iar întreaga comunitate locală a știut că la mină s-a petrecut o tragedie. S-a dovedit a fi unul dintre cele mai grave accidente miniere produse la Petrila în ultimele decenii. Valea Jiului avea să se transforme din nou pentru câteva zile în Valea Plângerii. În acea zi a exploziei produse într-un abataj miner al minei Petrila, în urma acumulărilor în exces de gaz metan, a provocat moartea a 8 mineri. Alți 8 salvatori mineri aflați în subteran în acel moment au suferit arsuri grave în urma deflagrației. 4 ore mai târziu, o altă explozie avea să curme viața altor 5 mineri și salvatori din mină și rănirea altor oameni. Cele două deflagrații au avut loc la o adâncime de aproape 1000 de metri, ambele fiind cauzate de acumularea gazelor toxice în mină. Abatajul în care au avut loc exploziile fusese deschis cu doar o săptămână înainte accidentului, iar în urma tragediei a fost din nou închis. La 7 ani după această tragedie, din mina Petrila a fost extras ultimul vagonet de cărbune. Cea mai veche exploatare din România a fost închisă după 156 de ani de funcționare, iar clădirile sale istorice și instalațiile industriale au intrat în conservare.